De mai bine de două săptămâni, restaurantele din municipiul Târgu Jiu s-au aflat în vizorul inspectorilor din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare Gorj. Echipele de control au efectuat controle inopinante pentru a se asigura că nu există risc de îmbolnăvire al populației care participă în această perioadă la diferite manifestări. În săptămâna aceea trecută am controlat toate restaurantele din oraș. A fost sancționat un restaurant cu 1200 de lei datorită condițiilor de depozitare necorespunzătoare. A fost sancționat un depozit de alimente cu 2000 de lei, tot pentru aceeași faptă, condiții necorespunzătoare a produselor de origine animală și o brutărie din județ, tot cu 2000 de lei. Ce urmăriți la restaurantele pe care le verificați? Urmărim condițiile de manipulare, de depozitare al produselor de origine animală. Mai mult decât atât, inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor din cadrul DSV Gorj au efectuat verificări, controle, inspecții și prelevări de probe în unități supuse supravegherii și controlului din județul Gorj, în scopul verificării modului de respectare a condițiilor de igienă în toate etapele de recepție, manipulare, depozitare, prelucrare primară, preparare, procesare, desfacere și transport al produselor alimentare, cât și în domeniul asigurării sănătății și bunăstării animalelor. Mai mult decât atât, în atenția inspectorilor s-a aflat și programul Laptele și Cornul, care a fost verificat pas cu pas pentru a se asigura că elevii care primesc aceste produse nu sunt supuși riscului de îmbolnăvire. Făcut controle în ceea ce privește laptele și cornul la o serie întreagă de școli din județul Gorj, s-au parcurs etapele de condițiile de depozitare a produselor lapte și cornu, controlul fizic al produsului, controlul documentelor și controlul echipamentului de protecție al celor care îl manipulează. Nu au fost probleme. Astfel de controle sunt continuate și în perioada următoare pentru a elimina orice risc de îmbolnăvire al populației.